Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vorbim despre produsele care mie mi-au plăcut cel mai mult în 2017, însă să știți că sunt decât o parte din ele. Foarte multe dintre ele s-au terminat, mi-au plăcut atât de mult încât s-au terminat, și foarte multe din ele sunt încă începute, m-am gândit să nu vi le arăt și am mult mai multe produse de grembă, produse de buze, în mult mai multe nuanțe, așa că am ales să vă arăt decât unul. Astea sunt așa ce mi-am amintit eu. Foarte multe din ele nu le găsesc pentru că sunt o dezordonată și nu găsesc niciodată rujul, în special sunt primele pe care le pierd, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce fac cu ele, decât când mi-aduc aminte, a, parcă mai aveam eu un ruj, nu știu de unde și nu știu ce nuanță, oare unde o fi? Și mă apuc să-l caut și logic că nu-l găsesc și îl găsesc atunci când, desigur, nu mai am nevoie de el. Așa că vă voi arăta produse ieftine de data aceasta. Vreau să scad de fiecare dată, vă arăt produse ieftine care mie mi-au plăcut și care și-au făcut treaba foarte bine și care m-au impresionat. Nu mă las impresionată ușor de orice fel de produs, pentru că eu sunt un foarte bun tester, dacă vreți, având un ten foarte dificil, având un ten care se schimbă de la un anotimp la altul. Foarte brusc, tenul meu fiind destul de gras, însă văd că pe timp de iarnă se mai usucă, are tendința de a face coșuri imediat fiind gras, desigur că e de ajuns să pun ceva foarte gras pe ten și îmi ies diferite coșuri, așa cum este ăsta de aici, care a început să treacă, va lăsa un semn de toată frumusețea, într-adevăr, dar asta este. Nu știu dacă vedeți, dar fondul de ten este mult mai diferit decât gâtul. Am încercat să-l întind cât am putut de mult pe gât, pentru că fondul acesta de ten mi s-a potrivit foarte bine tot anul, însă, beca este cu mine, se joacă, o auziți pe fundal, însă l-am aplicat, a fost ok în primele, nu știu, 4-5 minute, după care s-a închis foarte tare și mi-a rămas aici pe mână, să vedeți cam cât de tare s-a închis. Deci el era nuanța pielii mele, era un bej frumos și s-a făcut foarte închis. Atât de închis, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu știu dacă este din cauza fondului de ten sau mai degrabă din cauza tenului meu. Cu siguranță tenul meu, din cauza tenului meu a oxidat atât de tare. Dar asta este, am aplicat pe față și am zis, nu mă mai șterg, o să filmez așa. Le spun oamenilor ce naiba am pățit, că oricum, dacă este să-și afară din casă, îl voi prelucra un pic cu pudră, să arate un pic mai bine. Da. Hai să începem cu produsele, cu fardurile. Să știți că am foarte multe de la Melchior, însă unele mi-au plăcut, însă nu atât de tare. Singurul care m-a impresionat într-un mod deosebit este acest fard care se numește Voyage. Este un verde absolut superb și cred că v-am făcut un machiaj cu el, dacă nu mă înșel, nu știu. Eu am făcut sigur un machiaj cu el, nu mai țin minte însă dacă l-am postat sau nu. Dar m-a impresionat foarte tare, fiind un pigment, un glitter presat, arată foarte bine și trebuie să iau decât o cantitate foarte mică și este foarte, foarte pigmentat. Este un verde superb, un verde cu irizații aurii cumva. Îmi place foarte tare. Însă, celelalte de la Melchior sunt destul de prăfoase și sunt unele pigmentate și drăguțe, însă cu siguranță nu le-aș băga în categoria favoritelor. Ne-am cumpărat o grămadă de produse de la Melchior anul acesta, însă nu. Nu e ceva ce pe mine m-a dat pe spate. Nici măcar un ruj, o să vedeți că nu o să regăsiți un ruj de la ei. Deși nu sunt atât de rele, dar cu siguranță nu sunt favoritele mele. Însă această rezervă este foarte frumoasă, foarte bine se aplică, foarte bine și cu degetul, se aplică foarte bine și cu pensula. Dacă umezești un pic pensula, obții exact efectul acesta de verde. Îmi place mult, arată foarte bine. Și acum vă voi arăta paletele care nu arată într-un mod acceptabil, sunt un pic prăfoase. Este paleta pe care v-am și făcut un machiaj cu ea. Tot ce vă voi spune aici, toate paletele, la majoritatea, tot ce vă voi spune, găsiți în linkul în descriere un machiaj realizat cu această paletă care este numerotată cu 01E15. Înseamnă ceva cu Morphe. Nu are absolut, nu scrie absolut nimic aici. Și arată așa. V-am arătat eu paleta asta care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și care m-a impresionat o grămadă, fiind atât de catifelate și atât de pigmentate, încât am impresia că rup fardul. Deci, nu știu, sunt foarte,
foarte pigmentată și sunt foarte ușor de aplicat. Vă fac acum un swatch așa ca să vedeți ca idee. V-am făcut un machiaj cu această paletă. Eu atunci când am cumpărat-o, mi-a plăcut foarte mult nuanțele din această paletă. Sunt niște nuanțe calde, însă astea două care sunt un pic piersicii, mi-au plăcut foarte, foarte tare. Și apoi l-am probat și pe celălalt. Are două culori de tranziții, care sunt mate, astea două, negru mat și un alb mat. Place foarte mult. Cu siguranță o voi băga. Am băgat-o în categoria favoritelor pentru că au texturi ce nu le regăsesc în branduri scumpe. Vă spun chestia asta și vă repet și v-am nebunit. Sunt chestii pe care chiar nu le-am regăsit. Adică Melchiorul care este de nu știu câte ori mai scump, nu știu, de vreo 5 ori mai scump probabil decât o paletă de asta sau poate de 10 ori mai scump, depinde de unde o cumperi, are produse mult mai proaste și mult mai prăfoase. Însă, mie îmi place paleta aia foarte tare și nu aș da-o pe niciun brand. Și o să vedeți imediat despre paletele preferate din acest clip de favorite. Sunt paletele astea care se numesc Attractive Scenery Cosmetics și au un A în față așa aici, adică nu prezintă nimic, scriu și ei ceva acolo ca să aibă ce să scrie. Și am așa inscripționat pe spate 12K și cealaltă se numește 12P. Eu v-am făcut iarăși un machiaj, dacă nu mă înșel, dacă nu oricum găsiți linkul în descriere cu produse ieftine, cumpărături ieftine, produse ieftine, ceva de genul acesta, ieftin și bun, nu mai țin minte cum l-am denumit, însă găsiți acolo și să vedeți de ce anume mie îmi plac produsele astea. În primul rând, uitați-vă cum arată, uitați-vă un pic la cum sunt ambalate produsele, adică cum sunt pastilele băgate în casetă. Arată foarte bine, nu au nicio denivelare, arată foarte scump, sunt ambalate perfect. Uitați-vă un pic la nuanțe. Uitați-vă cât de frumoase sunt, cât de uniforme sunt. Vă spun lucrul ăsta pentru că lucrul ăsta, în mod normal, le găsești la o paletă scumpă, nici de cum la o paletă care este atât de ieftină și atât de neînsemnată pentru foarte mulți oameni. Caseta arată impecabil, deci vreau să spun că arată impecabil această casetă. Nu are nicio o denivelare. Pastilele sunt absolut băgate perfect și uniform. Îmi plac foarte mult. Iar nuanța asta, nuanța pe care v-am tot tâmpit anul acesta, este absolut superbă. Este superbă. Este nuanța pe care am folosit-o cel mai mult în aproape toate machiajele și nuanța în care s-a dus cel mai mult. Este foarte pigmentată, atât de pigmentată. Ah, nu am pensulele aici să vi le arăt. Este atât de pigmentată nuanța asta, hai să vă arăt, încât pătează. Deci, pur și simplu, pătează culoarea. Deci, uite-te, ups, îmi cad paletele. Uite-te cât de pigmentată este, adică nu mai cum să. Nu am regăsit nuanța asta care este un vișiniu cumva, un roșu spre roz, așa un vișiniu. Nu am găsit în primul rând ca și nuanță, ca și culoare, nu am găsit-o la nici un brand. Aș fi vrut să o cumpăr într-un fart mono, pentru că sincer nu aș vrea să cumpăr o paletă de 150 de lei, 200 pentru o singură nuanță. Însă atunci când am găsit noua paletă asta, am zis că merită să dau 20-30 de lei, nu mai știu cât am dat pe ea, pentru o singură nuanță. Ideea e că celelalte pe mine m-au uimit. Culorile astea de tranziție, următoarele care sunt mov, un maro și piersiciul acesta, sunt niște culori de tranziție absolut, absolut superbe. Și celelalte care sunt ții de fată îmi plac foarte mult. Sunt foarte pigmentate chiar și astea două, care este un alb și un roz, nu știu dacă puteți să le vedeți pe cameră, că am impresia că nu se văd. Sunt foarte, foarte pigmentate. Iar următoarea care este 12P, preferatele mele, celelalte să știți că am luat așa, m-am gândit că eu nu folosesc prea mult roz, galben, m-am gândit că poate o să folosesc cândva culori de asta. E bine, mie nu îmi plac culorile astea, dar uitați-vă la fel cât de pigmentate sunt, adică sunt destul de pigmentate, chiar dacă eu nu le folosesc, le-am luat așa, doar ca să le iau. Și mi-am dat seama că paleta asta are câteva nuanțe care mie îmi plac foarte tare. Mov, albastru, este un smarald și un verde, la care o să vă fac, doamne, deci trebuie să bag foarte ușor degetul pentru că se rup, atât de catifelate sunt. Uite cum arată. Uite așa arată culorile astea. Uite cât de pigmentate sunt.
cum arată, deci sunt absolut superbe și încerc să vă fac și swatch pe piele uscată, fără nici o bază în ea, da? Și acum să mă dau și mai aproape, uite așa arată pe mână. Deci, cam cât de ieftine par produsele astea. Știți că eu tot timpul vă spun să faceți un exercițiu de memorie, să vă gândiți că eu aici vă arăt vestitul MAC, care mie nu-mi place de nicio culoare. Nu, MAC, că din câte am auzit de la foarte multe youtuberițe de MAC, care sunt produse de ploapă foarte proaste. Orice preferați voi, brandurile voastre preferate de fard, imaginați-vă că asta vă spun. Și după aia vă arăt chestia asta, care sunt atât de pigmentate încât va trebui să mă șterg ca nu cumva să mă pătez. Sunt superbe paletele alea. Asta cu siguranță sunt reginele acestui clip, pentru că pentru mine sunt favorite. Cred că vor fi și 2018 și vor fi până le voi termina. Trecem mai departe. Mai departe vom trece la OPV. OPV, v-am făcut un machiaj cu această paletă în care vă spuneam că din punctul meu de vedere, fardurile ar trebui testate cu pensula pe o bază cremoasă, nici de cum cu degetul. Cu degetul, vă spuneam eu că, în primul rând, degetul emanând căldură, aveam un lapsus, vreau să zic culoare, emanând culoare, încălzește cumva fardul și îl ia pe deget mai mult, mai pigmentat și când îl pui pe mână pare foarte, foarte pigmentat și ai impresia că paleta este bună. În schimb, pensula, fiind o materie uscată, da? Fiind un produs uscat și rare fiat, oarecum având peli, ia produsul mai prăfos, atunci când îl pui pe o bază uscată și nu este nimic cremos sub, nu se vede pigmentat deloc. Deci nu se vede. Și atunci noi tindem să ne înșelăm când noi testăm în magazin o paletă, un fard cu degetul. Asta vă spuneam eu așa ca tips atunci. Eu așa testez și acum produsele, încerc să le testez cu pensula. Hei, mi-am pierdut un fard! Nu, era aici. Această paletă este o paletă mai mult de glitere presate. Din păcate mi-au căzut două farduri de aici și va trebui să țin de ele pentru că mi-au căzut. Sunt niște nuanțe foarte frumoase, sunt niște nuanțe superbe după cum le vedeți. Însă trebuie să ții cont că aceste nuanțe, așa cum vă spuneam eu că nu îmi plac, trebuie aplicate cu degetul. Și până la urmă le-am dat de cap, într-adevăr le aplic cu degetul, cu pensula udă umezită un pic merge, însă nu mă dă spate pentru că nu simt că se aplică o cantitate la fel de mare și la fel de pigmentată ca și cum aș aplica cu degetul. Cu siguranță cu pensula uscată nu funcționează de nicio culoare. V-am spus, găsiți în descriere tutorialul să vedeți ce m-am enervat acolo și nu venea să cred faptul că nu se aplică foarte bine, însă până la urmă am făcut un machiaj care a mers cât de cât. Morphe 35R este o paletă foarte bună și v-am făcut un machiaj de curând, un machiaj cu paleta Morphe pe care l-am încadrat. Este o paletă într-adevăr foarte bună. Nu am nimic să-i reproșez acestei palete. Toate sunt absolut pigmentate, nu au fallout, dacă asta interesează pe cineva, pe mine nu m-a interesat dacă pigmentul îmi cade un pic sub ochi, pentru că să ne reamintim că sunt niște produse prăfoase, nu sunt cremă, nu, de ce toată lumea are chestia asta cu fallout-ul? Nu înțeleg. În fine, dacă vă interesează pe cineva, nu are de nici o culoare cădere pe obraz. Sunt niște culori foarte frumoase, sunt pentru ambele categorii de persoane, persoane mai cuminți, persoane mai îndrăznețe. Despre Morphe nu cred că mai am nimic să vă spun. Vă las de la fel în descriere machiajul care se numește machiaj cu paleta Morphe și vedeți acolo ce machiaj cu minte și frumos și pentru toate gusturile cred că am făcut eu acel machiaj. Morphe deja nu mai are foarte multe, n-are nevoie de foarte multe descriere pentru că este o paletă foarte bună. Însă asta cred că are nevoie un pic de ajutor. Pentru că nefiind un brand ca Morphe, cred că are nevoie de un pic de încredere din partea noastră și sper că nu m-am murdărit. Este brandul Freedom. Arată foarte drăguț ca o tabletă roșie care este prinsă cu un elastic. Partea asta se îndoaie ca tu să o poți pune și să o poți rezema cumva dacă vrei să te machiezi. Ceea ce mie mi se pare foarte ingenios, foarte drăguț.
Bun. Eu v-am mai vorbit despre paleta asta în tutorialele mele, dar simt nevoia să o bag în favorite pentru că nu înțeleg cum cineva nu își poate cumpăra așa ceva doar pentru că este brandul Freedom și nu se numește Morphe. V-am spus eu, paleta asta vine cu 5 blushuri mate, 5 blushuri sidefate, 2 pudre de iluminare, 3 de contur și 5 iluminatoare, 5 fetelor. Chiar dacă cantitățile vi se par mici, credeți-mă că eu care mă machiez zilnic, zilnic, cu cantitățile astea pe care le vedeți pe fața mea, foarte mari, eu nu am cum să o termin, având eu și 10 cliente pe zi, nu am cum să o termin, chiar dacă pare un pic cam mică cantitatea. În primul rând, blushurile astea, din categoria blushurilor mate, ăsta este preferatul meu. Este un blush atât de movuliu, este un blush movuliu pe care mie îmi place în primul rând să-l pun ca și culoare de blending, ca și culoare de tranziție. Cer scuze. Dar și celelalte culori care sunt roz, sunt piersiciu, având niște particule aurii, ceva ce nu vedeți, credeți-mă. Sunt foarte puține branduri care, și alea scumpe, care fac blush-uri cu particule aurii pe care pot fi înlocuite, de exemplu, ca iluminatoare, care celălalt urmează fiind înlocuite ca iluminatoare. Asta este o piersică pe care eu l-am folosit cel mai mult, ăsta de aici. Este o piersică, nu știu dacă vedeți chestia asta pe cameră, este o piersică cu particule aurii, dar mi-ar plăcea să vă și pot arăta, să vedeți cum arată, nu știu dacă vedeți sincer, că eu nu prea văd până acolo, însă este un blush absolut superb, care nu mai ai nevoie să pui iluminator. E un blush ce ține și pe post de iluminator, dând odată culoarea asta piersică și particulele aurii țin loc de iluminator. Și are 5 nuanțe, adică poți să te joci de la roz mai închis până la piersiciul acesta. Foarte, foarte interesante. Nu știu dacă știți, dacă mă urmăriți de la început, știți că eu vă spuneam tot timpul că mie nu-mi place să folosesc blush. Nu-mi place efectul de roșu în obraz. Știi că blush cam asta înseamnă, roșață. Ei bine, mie nu-mi place efectul de roșață. Nu-mi place că atunci când ieși afară în frică, exact efectul ăsta noi încercăm să-l creăm, te ne îmbujorăm. Ei bine, mie nu-mi place să fiu atât de îmbujorată, sincer. Nu mi se pare că îmi stă bine. Și atunci n-am folosit blush până anul acesta. Poate vi se pare un pic ciudat. Eu, lucrând cu în partea asta, în domeniul ăsta de ceva timp și experimentând tot felul de produse, pe mine personal, vă spun de mine, de personal, personal de mine, nu-mi place cum se dă cu blush. Nu găseam niciun blush care să-mi placă. Alea mate mi se păreau că arată foarte pece, adică în pete. Celelalte nu-mi plăceau, îmi plăcea decât glow, contur, să-mi subțiez și atât. Ei bine, de când mi-am cumpărat chestia asta și am zis să-l încerc, am cumpărat-o la Ghici, folosesc blush, nu știu dacă vedeți, dar și acum am blush, folosesc blush pe fiecare zi. Wow! Nu știu cum să spun. Bravo, Freedom, mulțumesc, Freedom, că mi-am revenit la normalitate. După care am două pudre aici de iluminare și una imită Banana Powder, adică este un galben absolut superb. Nu știu dacă vedeți, dar am ajuns la tăbiță la el. Pentru că, Doamne, pentru fetele cu tenul măsliniu, galbenul sub ochi, anulează orice ciarcănă, îți dă atât de multă prospețime și culoare și te face vie și te face trează. Wow! Îmi cer scuze chestia asta, încerc să o notai de la montaj, faptul că mi-a venit să tușesc, dar îmi place foarte mult galbenul. Vă recomand dacă aveți ten măslinul cu ciarcăne mov negri ca mine, să folosiți un concealer bun, desigur, după care să încercați să folosiți o pudră sub ochi. Vreau să spun că pudra asta eu o țin pentru zile bune, ca să zic așa. Nu o folosesc tot timpul pentru că este foarte mică, este foarte cremoasă, este foarte catifelată, este foarte fină și destul de puțin ce-i drept aici cât o folosesc sub ochi. Cealaltă, la fel, pentru ten deschis, la fel de catifelată, pentru fetele care încearcă în la mov. Foarte interesantă paleta asta. Vă recomand să o cumpărați, că nu veți da greș. Nu vă ocupați cu machiajul, nici nu trebuie, pentru că oricum fetele care se ocupă cu machiajul, fiind make-up artist, este mua, cum se zice mai nou, că pe mine asta cu mua mă nebunește, fetelor.
profesionistelor. Nu vă ocupați cu chestia asta, desigur că trebuie să scrie altceva, nu trebuie să scrie freedom la voi. Mi se pare absolut normal să conteze calitatea produsului și nu calitatea machiajului. Mi se pare absolut normal. Însă voi, fetelor, care vreți să vă machiați pentru voi și sunteți așa de ale mele, simple, da? Cumpărați-vă, fetelor, paleta asta și credeți-mă că aveți toate lucrurile într-o singură paletă. Vreți să vă conturați fața, vă conturați cu aceste pudre de contur care sunt un maro cald, un maro mai rece, da? Pentru, asta e un fel de bronzer, maro cald, îl dai când vrei să-ți încălzești nuanța tenului. Celălalt este un contur. Conturul trebuie să fie rece. Vă spuneam eu tot timpul că trebuie să fie, aveți contur rece și nu cald. Lumina, umbra, de fapt, este rece și nu caldă. Iar asta este și mai închis pentru fetele care sunt mult mai închise, ceea ce nu este neapărat cazul. Eu îmi pun câteodată mai închis pentru că vreau să fac ceva dramatic, dar nu este cazul dacă voi aveți un ten și mai deschis decât al meu, de exemplu. După care aveți minunăția asta de iluminatoare, că nu știu cum să vă spun altfel, pe care vreau să facem și hai să vedem dacă mai am pe unde, vreau să facem și niște swatch-uri, nu? Ca să vă conving destul. M-am gândit că să vă aleg câteva produse, să nu vi le arăt pe toate, tocmai pentru că vreau să vă vorbesc și despre ele. V-am făcut patru dintre ele, deși ele sunt cinci, pentru a vă arăta. Prima nuanță, asta de aici, este, nu știu dacă îl vedeți, nu știu dacă să mă dau mai aproape sau să mă dau mai spate. Prima nuanță de aici este un auriu, este cea mai deschisă nuanță, care este un alb rece, dar cu particule aurii, care se încălzesc cumva pe tân. A doua nuanță este un roz cu minte pentru fetele cu tenul ăla foarte străveziu, foarte, foarte deschis. A treia nuanță este deja un lila. Dacă vrei un efect mai special de machiaj, de highlighter, este un efect lila. Iar al patrulea o dă deja înspre bej. Hai să vedem. Va fac invers swatch cu al patrulea, al treilea. Nu știu cum am făcut. V-am făcut swatch-urile, cred că invers. Da. V-am făcut swatch-urile invers, însă le distindeți voi. Astea sunt iluminatoarele. Știu cum, cât de mult să văd. Dar sunt foarte pigmentate. Să știți că nu am dat așa cu degetul. Și ca să vă demonstrez că nu am dat așa cu degetul, încerc să țin paleta invers, da? Decât așa. Decât așa, deci atât. Și îl pun pe mână. Da, și îl pun pe mână și nu puteți să vedeți. Deci astea sunt iluminatoarele din paletă. Există ceva mai frumos de atât? Pe bune. Adică și ultima nuanță pe care vreau să vă arăt este deja un iluminator care este foarte, foarte cu minte, foarte discret. Este aproape că nu puteți să-l vedeți. Este un iluminator de zi pe care fetele îl pot folosi dacă nu sunt, nu știu, prea mult iluminator, să nu se vadă prea tare, să fie... Sunt fete cu minți. Al cincilea iluminator este superb. Însă ce se întâmplă aici pe mâna mea? Mi se pare absolut, absolut fenomenal. Deci, luminatoarele astea pentru mine, eu când l-am văzut prima oară, am zis, eu nu cred așa ceva. Deci, l-am folosit într-una mai ales, pe ăsta care are particule aurii. Este foarte frumoasă, în primul rând, că sunt diverse, nu sunt toate la fel. Aveți toate produsele astea, fetelor, deci că fac reclamă, nu știu de ce mi se pare că fac reclamă. Deci că sunt la teleshopping sau cum se numește partea unde fetelor. Astăzi vă prezint un lănțișor care, uitați ce smaraldar, și puteți să-l cumpărați doar la prețul de 99,9 lei. Da. E bine, paleta asta, să știți că o găsiți pe Pinkpanda, dacă interesează pe cineva, la prețul de 100, chiar așa, 119 lei am cumpărat-o eu, 119 lei cred că este și acum, pentru că nu s-a schimbat prețul ultima oară când am verificat eu site-ul. Până una alta, să știți că este o paletă ieftină, în care aveți o grămadă de produse foarte bune, foarte calitative în ea. Rămâne la decizia voastră dacă vreți să investiți în paletica aia sau nu. Ca să mergem pe categoria iluminatoarelor, astăzi vă voi arăta și iluminatoarele preferate, cele din paleta aia, și urmează așa. Cel pe care l-ați văzut în ultimul haul, cumva ultimele cumpărături, este cel de la Trendy Tap. Și un highlighter eyeshadow cream waterproof, însă v-am zis atunci că eu îl folosesc pe post de iluminator. Ce îmi place la acest iluminator, că dacă nu folosiți foarte multă pudră, de exemplu, sunteți genul de fete care vă puneți un fond de ten, vă dați cu mascara și vă puneți ceva pe buze,
Totuși vreți ceva în obraz, vă dați un pic de blush și vreți și un iluminator, adică nu folosiți pudră. Treceți peste etapa asta de pudră, ăsta este un iluminator bun, dar și pentru fetele care folosesc pudră. Pentru că este un mix între cremă, așa cum v-am spus eu atunci, un mix între cremă și pudră cumva, la fel, dacă vreți să aflați mult mai multe detalii, uitați-vă în descriere, o să vă las acolo linkul, care se ia foarte, foarte ușor pe mână și care este waterproof. Una peste alta, să știți că pentru mine este important ca produsele să fie waterproof. Nu știu cât de tare vedeți chestia asta. Iar o nuanță frumoasă de bej, însă îmi place că se usucă și nu-l mai iei de acolo. Ceea ce mie îmi place foarte tare, să-l pun un pic pe pomeți și arată foarte, arată foarte natural. Este un pic... un pic cam închis pentru fetele cu tenul deschis, așa că dacă vreți și aveți tenul deschis, vedeți că au mai multe nuanțe. A mea este în 0,20 și este și 0,10. Asta este un pic închis, probabil și pentru mine. Mi-a plăcut să iau ceva mai rece, însă ăla mi se părea că era un pic prea rece, așa că l-am ales pe ăsta. Este un iluminator bun pe care îl puteți folosi și pe post de cremă, fard cremă, așa că de fapt cum este el destinat. Place foarte mult și vi-l recomand și vouă. Următorul pe care l-ați văzut, nu știu, tot prin tutorialele mele pe... Cred că nu știu dacă vi l-am arătat, mai țin dacă vi l-am arătat. Știu sigur că am filmat, nu știu dacă am postat. Știți că eu filmez, nu-mi place, nu le postez. Este un fard mono de la Freedom. Este un eyeshadow Freedom care este 238, dacă interesează pe cineva nuanța. Este așa micuț. Și uite așa arată. Să vedem. Are o nuanță ușor piersicie, roz piersiciu. Și de ce vi-l bag în categoria iluminator dacă el este un fard? Pentru că mie îmi place foarte tare acest fard, acest iluminator, acest ciofiel, pentru că este foarte, foarte pigmentat și eu când l-am luat deja cu ideea de a-l pune pe post de iluminator. Este foarte... foarte se defac și îmi place foarte tare că face, așa cum am zis, ape-ape. E un iluminator rece, ce-i drept, așa că trebuie să ai un pic grijă cu tenul. Nu este tocmai potrivit pe tenul meu, însă eu încălzindu foarte bine tenul și aplicând într-un strat foarte, foarte subțire, foarte mic, merge să-l folosesc. Însă uitați cât de frumos este. Deci este foarte frumos. Freedom. Să știți că găsiți pe produsele Freedom dacă vă interesează. Și în Pepco, eu de acolo l-am luat. Credeam că le găsesc decât pe Pink Panda, sincer, dar l-am găsit și acolo. Îmi place foarte tare și vă recomand. Acum, nu știu dacă vedeți ce am eu pe față. Nu știu dacă se vede. Aș fi tare curioasă să văd dacă se vede iluminatorul de pe fața mea. Se vede? Deci, eu pe față, dacă vă place ce port eu pe față și dacă se vede, pentru că în realitate este lila, nu știu ce vedeți voi, însă în realitate este un lila foarte, foarte drăguț. Dacă vă place ce port eu pe față, fetelor, l-ați mai văzut? Îl recunoaște cineva? Ei bine, este... Nu știu, sincer, din toate iluminatoarele pe care vi le arăt acum, nu din toate iluminatoarele mele, pentru că mai am și iluminatoare... care a fost foarte mult timp preferatul meu, cel de la Mary Lou, de la The Balm, însă mi-am dat seama că există ceva mai bun decât The Balm, de exemplu. Foarte mulți mă fac contrazici doar pentru că ea înseamnă The Balm, doar pentru că The Balm, Mary Lou este cel mai bun iluminator, însă pentru mine nu este. Și atunci, eu mi-am cumpărat anul trecut, din care mai am puțin, acest iluminator de la Victoria, și l-am folosit atât de mult încât vedeți că am ajuns la tăviță, adică nu vă spun tâmpenii. Iar eu nu folosesc iluminatorul prăfos și chicios, având oarecum un ten rece, un ten problematic, așa cum am zis. Îmi place ca machiajul meu să fie scos din cutie, nu-mi place și consider că nu am experiența necesară cât să îmi dau seama cum arată un machiaj bine și cum arată un machiaj rău. Cum arată un ten frumos și cum arată un ten machiat urât. Cred că am experiența necesară, vreau să cred lucrul acesta după atâta timp. E bine, acest iluminator, hai să vi-l arăt pe ăsta nou pe care l-am cumpărat cu gândul că, Doamne, ce se va întâmpla dacă nu-l voi mai găsi? E bine, se numește Victoria Silk Touch. Nimic interesant, nu? Nu vă sună cunoscut. E bine, într-adevăr, cu siguranță nu vă sună cunoscut.
Dar iluminatorul ăsta, care nu știu cum îl vedeți, ce nuanță îl vedeți acolo, în realitate este piersică. Este cumpărat din Jumbo. O să vă fac într-o zi, anul viitor, un clip cu produse cumpărate din Jumbo, Poate și un machiaj, însă cu excepția fondului de ten, că nu cred că voi cumpăra fond de ten de acolo. Dar, nu știu dacă îl vedeți. Știți că camera șterge foarte mult din machiaj, din produs, așa că trebuie să pun un pic mai mult, dar nu știu nici așa dacă puteți să vedeți. Dar acest iluminator este absolut superb, este la fel de pigmentat. Mi se pare că se aseamnă un pic cam mult cu acesta de la Freedom, excepție că ăsta are și particule lila în el. Îmi plac foarte, foarte mult iluminatoarele care par ceva și de fapt sunt altceva. V-ați prins? Ați înțeles? Adică care au și altă tentă și altă nuanță de far de produs în el. Iar ăsta are o tentă de lila extraordinar de frumoasă. Nu știu cum arată pe tenul meu, însă vă recomand iluminatorul ăsta din tot sufletul, vă recomand, pentru că nu o să dați greș. Când aveți Jumbo, dacă aveți Jumbo pe lângă voi și vă duceți în Jumbo, eu sunt cumva client Jumbo, din păcate, pentru că ultimul timp au cam scumpit lucrurile. Dar prima oară când mi-am cumpărat ceva din Jumbo, mi-am cumpărat acest iluminator pe care nu înțelegeam mai lucruri ce scrie, dar am citit aici pentru că scrie în greacă și am citit aici highlighter. Am zis highlighter din Jumbo la 12 lei, zic cam cât de bun. Mi-am dat seama că sunt cerebrală și că nu vreau să fiu subiectivă și am zis ok, poate să fie ceva bun. Nu pierd nimic, 12 lei. E bine, este a doua oară când îl cumpăr, după cum vedeți. Mai am o grămadă din primul, mai am o grămadă, însă am vrut să mă asigur că voi avea și 2018 acest iluminator. Îmi place foarte mult, vi-l recomand cu toată căldura și din tot sufletul, pentru că nu aveți ce pierde, sincer, chiar nu aveți ce pierde cu acest iluminator. Nu aveți. Am terminat cu iluminatoarele. Ăștia sunt câteva dintre iluminatoarele mele preferate. Mai am câteva, însă celelalte nu-mi plac atât de tare. Sunt drăguțe, însă nu m-au dat pe spate. Însă astea, Am un singur mascara pe anul acesta care pe mine m-a impresionat și care n-am apucat să vă fac review la el, îmi pare rău. Însă o să vă vorbesc acum, pentru că vă filmasem un first impression și mi-am dat seama că n-am putut să-l postez, neplăcându-mi cum a ieșit lumina, cum, în fine, și nu am mai filmat. Bun. Acest mascara este ieșit anul acesta de la L'Oreal, se numește Paradise Ecstatic. Și este o copie, dacă vrei, nu o copie, neapărat un dup, ca să nu jignesc L'Oreal-ul. Este un dup pentru Better Than Sex de la Benefit. Dacă o să vă uitați, dacă căutați cumva pe YouTube Better Than Sex versus Ecstatic, Paradise Ecstatic, o să găsiți acolo diferite tutoriale în care fetele youtuberițele vă fac comparații la un ochi cu Benefit, la un ochi cu L'Oreal. Și o să vedeți cum fetele rămân mască ce poate să facă acest mascara. Eu am aplicat foarte puțin mascara pe gene pentru că ce vedeți acum, pentru că nu am vrut să pun foarte mult. Deși, sincer, înainte să încep să filmez, am zis că îmi pun genele false, dar este bine că mi-am amintit acum. Nu mi-am mai pus genele false, de asta mi-am aplicat foarte puțin mascara. Acest mascara, în primul rând, că alungește. Ceea ce pentru mine, mie mi se pare imposibil. Dacă o geană este atât, tu ce poți să-i faci? Ce să-i faci? Pe bune. Adică pe bune, eu nu cred în alungire de 3 ori. Nu știu ce dracu-i mai face, le curbează. Nu, prietena mea, dacă geana ta este dreaptă, nu o va curba niciodată. Eu nu cred în chestia asta. La fel și cu alungirea. Însă ce face acest mascara, din punctul meu de vedere, e că atunci când pune produs pe gene, pune de la rădăcină până în vârful genei, da? Deci toată geana o îmbracă în mascara. După care, tu când vii cu al doilea strat, bine, cred că depinde foarte mult și de modul în care tu ți-aplici mascara. Eu am o regulă a mea de o grămadă de ani. În momentul în care vreau să-mi rimelez, îmi rimelez cumva geana de la jumătate în sus, adică decât vârfurile, ca să numesc așa, după care stau ce stau și încep cu zigzaguri de la rădăcină. Deja a doua oară când încep cu zigzagul, geana, vârful genei, este îmbrăcată a doua oară în mascara, da? Și atunci genele,
fiind îmbrăcate de două ori, volumul lor crește și alungirea, pentru că se văd mai evidențiate. Dacă fac chestia asta de foarte multe ori, ce am la rădăcină, am și pe vârf. Așa că mie îmi place să îmbrac vârful întâi, ca să fie mai evidențiat. Pentru că eu am niște vârfuri, tăiate, ciuprățite, unul mai lung, unul mai scurt. Eu sunt o teroristă cu genele mele, nici nu am grijă și, sincer, nici nu m-a interesată foarte mult de ele. E o parte din fața mea în care chiar nu mă interesează de nicio culoare de gene, nu știu de ce. Pentru că niciodată nu m-a plăcut foarte tare, pentru că niciodată nu m-a oștat cu nimic, pentru că tot timpul au fost acolo doar ca să mă protejeze, să nu-mi intre ceva în ochi, ba chiar și așa mi-au intrat, pentru că genele sunt foarte rare și nu sunt bune de nimic, așa că nu-mi pasă oricum folosesc gene false. Dar atunci când aleg să folosesc mascara asta, nu mai folosesc gene false. Arată foarte bine pe gene. Eu vi-l recomand. Are o textură. Care vă spuneam eu la în tutorialul pentru cum se numește, de la Bourjois, volum 1 second, 1 second volum, ceva genul ăsta. Știați că acest tutorial o să fie lung, nu? M-am gândit că știați. Că trebuie ca textura mascarului, cum sună asta, rimelului, să nu fie nici prea groasă, dar nici prea lichidă, nici prea groasă, pentru că se va usca foarte repede, însă nici prea lichidă pentru că nu va îmbrăca genele. Acest mascara l-am de vreo 2 luni, probabil. În 2 luni, singura chestie care mi-a plăcut foarte tare la ele e că s-au uscat și a trebuit să pun Duraline. Aveți Duraline? Folosiți Duraline pentru că le aduce la viață. Însă dacă căutați un mascara bun care să facă minuni, eu nu cred în minuni, însă acesta încearcă să le facă, eu vă recomand să vă cumpărați. Cum se numește? Paradise Ecstatic. Wow, ce lapsus am! Și pentru că tot vorbeam de Duraline, vă bag în categoria favoritelor și Duraline pe care l-am cumpărat anul acesta. V-am zis. Eu nu știu cum am putut să trăiesc fără Duraline. Ți se usucă mascara, pui 2-3 picături, este la viață. Ți se usucă gelul de sprâncene, pui 2-3 picături, este la fel. Ți se usucă un ruj lichid, pui 2-3 picături, își revine. Vrei să creezi rujuri? Wow! 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 Toate nuanțele de fard pe care tu le ai, poți crea rujuri cu această Duraline. Vrei să-ți creezi tușuri? La fel, toate nuanțele. Ce trece ție prin cap de nuanță? Îți creezi fard, îți creezi mascara, îți creezi ruj, îți creezi eyeliner, îți creezi ce vrei tu. Ce trece ție prin cap? Îți creează această soluție pentru că are o textură uleioasă cumva, însă este waterproof. Odată ce ai pus pe, ai amestecat un pic de fard cu Duraline, cu ce vrei tu și îl pui pe buze, îl pui pe eyeliner, îl pui pe, va trebui să folosești ulei să îl demachezi. Nu ai Inglot, Duraline-ul, eu îți recomand să-ți cumperi. Următorul produs este o cremă de la Alverde care se numește Color and Care Mix Your Makeup. Este o cremă, este un tub așa care deschide fondurile de ten și i-am băgat-o în categoria favoritelor și vă spun și de ce. Pentru că, în primul rând, toate fondurile mele de ten, se întâmplă ceva cu ele, se închid, după cum vedeți și ăsta care s-a întâmplat ceva cu el, oxidează, se închid, în fine, le alegi greșit, nuanța din magazin, lumina din magazin este într-atât încât să te deruteze, este ok. Trebuie să ai așa ceva în casă. Atunci când ajungi acasă, atunci când ajungi la lumina zilei, îți dai seama că fondul de ten nu mai arată la fel cum credeai tu. În primul rând, această cremă, până la faptul că este foarte ieftină, 15 lei, nu mai știu, 20, oferă fondului de ten acoperire, ceea ce eu de asta am băgat-o în categoria asta favoritelor, pentru că se deschide fondul de ten, ok, asta face, ce ar trebui să facă, să pună și glitter, mi se pare normal, asta spui că faci, păi asta se face, deschide fondul de ten, însă nu am așteptat că o să aibă și acoperire, ceea ce mi-a dat un plus și m-a surprins și atunci i-am dat un pic de credit și m-a surprins foarte plăcut, înseamnă că dacă fondul tău de ten are o acoperire mică, ți-l face cu siguranță medie, dacă nu mare. Nu trebuie să pui foarte mult, pui o bobiță de această cremă, pui două de fond de ten, da? Deci două de fond de ten și una de cremă și vei vedea în primul rând cum îți deschide și cum îți dă acoperire fondului de ten. Deci pe mine m-a înnebunit chestia asta, deci eu folosesc în orice fond de ten care simt eu că este foarte închis. Eu am un fond de ten care, de la Deborah care se numește ceva Dress Me Perfect sau ceva de genul acesta, o să vi-l pun pe aici, care are o acoperire foarte, foarte, foarte mică.
și l-am într-o nuanță foarte închisă. Deci n-aș putea nici să mă arunc în solar să folosesc nuanța. Este foarte închisă, însă l-am luat pentru că era singura nuanță și la momentul în care l-am luat am făcut o nebunie, nu știu. Și abia încercam să le mai, să mai combin eu cu diferite fonduri de ten mai închis, însă el avea o textură, ăsta avea o altă textură. Se întâmpla o nebunie pe fața mea. Crema asta îl deschide și îl face ca și cum eu am luat acest fond de ten cu o nuanță mai deschisă, de o nuanță care îmi trebuie mie, însă îi schimbă un pic textura și îi dă acoperire. Vă recomand din suflet să vă luați această cremă Alverde, 15-20 de lei, nu dați foarte mult, așa cum vedeți că au ieșit la foarte multe branduri chestia asta de deschis, însă asta este foarte ieftină și nu pierdeți nimic. Două fonduri de ten, anul acesta mi-au plăcut. Revlon Color Stay, care este unul foarte vechi, însă eu abia anul acesta l-am încercat. Este un fond de ten care pur și simplu se pierde în tenul tău, într-adevăr, exact cum spun toate fetele. Este unul dintre cele mai bune fonduri de ten pe care l-am încercat. Lăsându-ți pielea să respire, lăsându-ți pielea ușoară, simțindu-l ușor pe ten, nevăzându-l. Este foarte important să nu vezi fondul de ten, însă să vezi o îmbunătățire a tenului. Este un fond de ten bun, nu are nevoie de foarte multe, nu-i mai fac eu foarte multă descriere, pentru că voi deja l-ați încercat, este un fond de ten destul de vechi pe piață, însă pe mine m-a surprins plăcut și l-am băgat în categoria fondurilor de ten preferate și produselor preferate. Însă următorul pe care l-am încercat este cel de la Milani, Concealer Perfect, este fondul de ten care v-am făcut și un, și găsiți iară și în descriere, v-am făcut și un review la acest fond de ten și v-am spus că oxidează. Într-adevăr, probabil din cauza tenului meu, nu știu dacă acest fond de ten, bine că mi-oxidează și pe mână, în orice caz, ideea e că el oxidează. Vă sfătuiesc la fel să vă luați într-o nuanță mai deschisă. Eu am nuanța 04 medium beige. Pentru mine este ok atât timp cât eu îl deschid oricum cu concealer, adică îmi iluminez cu concealer și se pierde cumva, se rămâne închis acolo unde trebuie să rămână închis, adică pe pomeți, pe tâmple, dar are o nuanță de beige, de galben, așa cum mie îmi place, deci pentru asta are like și pentru asta l-am băgat, are nuanța de galben pentru subtonul rece, așa cum îl avem noi, că dacă mai sunt fete pe aici cu mine care iau tenul măslineu cu ton rece, îți recomand să-ți cumperi acest fond de ten. Are o acoperire bună și rezistă destul de mult. Momentan este asta două, atunci când vreau un fond de ten să reziste mai mult pe ten, cu siguranță mă duc spre asta două. Îmi place foarte mult, mai multe vedeți în tutorialul pe care îl găsiți în linkul cu descriere. Iar pentru concealer, v-am luat 3. Primul, care nu este nou, însă momentan rămâne în favorite, este cel de la Bourjois Healthy Mix. Eu am nuanța 52, care asta este varianta veche. Momentan îl găsiți la sticluță cu recipient, cu bețișor din acela ca pentru ruj, dar l-au băgat în varianta de sticluță. Dacă vreți să-l cumpărați, să știți că nu mai este varianta asta de tub așa, ceea ce îmi displace pentru că în primul rând ăsta are 10 ml, ăla are 8, din start am pierdut 2 ml și pentru că din ăla nu pot să scot tot produsul, dar ăsta fiind de plastic pot să scot tot produsul. Îmi place pentru că este gros, acoperă tot, are un beige neutru și îmi place foarte tare, pot să-l folosesc pe tot felul de nuanțe de ten. Deci nu merge decât pentru mine. Ăsta este un concealer universal, dacă vrei. Este un concealer universal. Următorul este unul dintre, nu știu, favoritele mele, probabil pe mulți ani, dacă înainte și vi l-am mai arătat. Este cel de la L'Oreal Visible Lift, care nu știu dacă îl găsiți pe piață, sigur, dar cu siguranță îl găsiți pe site-uri. În primul rând pentru că are 20 de mililitri. Îmi pare rău, îmi plac anitățile mari, pe bani puțin, îmi pare rău, asta sunt. În momentul în care tu mi oferi 20 de ml de concealer, s-ar putea să mă cucerești cu totul și în momentul în care mi oferi și astfel de concealer și astfel de consistență în el, s-ar putea să fiu a ta pe veșnicie. Deci, este clar, da? Acest concealer, vreau să spun că acoperă și tatuaje, dacă vrei. Deci, dacă ai un tatuaj și pui acest concealer, wow! Eu l-am văzut cu ceva ani în urmă la niște youtuberțe care încerc să-mi amintesc numele ei, însă nu reușesc, este o chinezoaică asiatică, ceva. E bine, fata asta, având un ten măslinu și cu cearcăne care mele, când își punea, băi, ziceai că se întâmplă ceva, că este Photoshop, înțelegi? Atât de bine arăta. Place foarte tare.
Vă recomand dacă găsiți pe site, pentru că magazin cu siguranță nu-l găsiți. Dar dacă îl găsiți pe site, să vă cumpărați acest Visible Lift. Aveți grijă să nu vă cumpărați fondul de ten. Fondul de ten este cea mai mare prostie. Au scos un concealer bun, însă un fond de ten prostie mare. Nu vă cumpărați fondul de ten, cumpărați-vă decât concealer. Eu am în nuanța 301 și 302. Plac foarte mult și cu siguranță o să mi mai cumpăr câteva, pentru că arată foarte bine și eu pentru cearcanele mele. Am nevoie de așa ceva. Iar următorul este, cred că m-am șters de, s-au dus din produse, cred că m-am șters de bluză, sper că nu, da, fardurile de pe mână. Următorul este cumpărat de curând și desigur că tati mă face să cumpără produse, o să vă fac și un tutorial pe anul 2018, am de gând să vă bag mai mult în vloguri și să vă fac, să vă filmez mai des. Foarte multe produse le-am cumpărat datorită YouTube-ului, pentru mine YouTube înseamnă tati. Urmăresc foarte mult pe tati și am cumpărat foarte multe produse datorită lui tati, ca și acest concealer. Acest concealer Liquid Camouflage de la Catrice. Probabil voi știți, dar eu nu știam. Vreau să caut nuanța, sincer. Și nuanța era ceva genul 020 Light Beige. Concealerul l-am acum pe anti-cearcănul, pe cearcăne, vreau să zic, folosit. Îmi place foarte mult. De ce îmi place atât de mult? Pentru că are 5 ml de concealer. Este foarte puțin. Însă la prețul la care l-am luat eu, 15 lei la ofertă, mă simt foarte bine și este foarte bine. De ce îmi place atât de mult? Pentru că în momentul în care îl folosești pe un ten matur, un ten ridat, el având o consistență foarte, foarte fluidă, nu încarcă. Deci din start nu încarcă. Concealerele astea două, pe care vi le-am arătat eu înainte, taie din start orice idee de a-l folosi pe ten matur. Nu ai cum să le folosești cu da, dracu, sub orice chip, nu ai cum să le folosești. Pentru că fiind niște concealere mult mai groase, intră în riduri, rămân acolo și fac ca ridurile să sară mai mult în evidență. Însă ăsta, ca și ambalaj, mi-e mai aminte de cel de la NYX. Mie mi-a aminte foarte mult aminte, care ăla m-a dezamăgit foarte tare, fiind foarte lăudat, însă se strângea ca dracu în riduri, ăla de la NYX. Dar ăsta fiind atât de fluid, eu nu înțeleg cum a făcut, consistența asta. Fluid, ușor, dar cu acoperire mare. Mi se pare minune ce au făcut ei. Din punctul meu de vedere, tot ce este mai gros are acoperire mare, tot ce este mai subțire are acoperire mic. În schimb, ăștia au făcut o minune cu chestia asta, pentru că au pus foarte mult pigment în el. Asta este soluția. Au pus foarte mult pigment, bejul acesta care este light beige, neutru. Este un concealer neutru cel pe care l-am eu acum. Adică îl poți folosi pe toate tipurile de ten. Dar arată atât de bine pe ten, nu se strânge. Chiar dacă las 2-3-5 minute între a fixa cu fondul, cu pudra, el nu se strânge. Desigur, nu vorbim despre fetele care nu vor să își fixeze concealerul cu pudră. Nu intrăm în discuție. Știți că toate produsele cremoase trebuie fixate cu pudră, altfel nu arată bine, așa că trebuie să le fixați. Următoarele produse preferate sunt pigmenții de la Elemental. I-am descoperit anul trecut, însă de anul acesta am reușit și eu să-i cumpăr. Am 13 pigmenți care îmi plac foarte mult, pentru că galbenul acesta, de exemplu, pe care îl vedeți, e un galben, să știți, îl pun în fondurile de ten roz. Dacă am fonduri de ten și am, pentru că am greșit și eu și l-am cumpărat prea roz pentru tenul meu, o bobiță mică de pudră din acesta de fard în fondurile de ten roz și dau sub ton galben. Foarte ușor, foarte repede. Mai pun și o picătură de Duraline în el și dau o rezistență și mai mare. Îmi place foarte mult. În primul rând, pe ăsta de aici îl folosesc din când în când pe post de iluminator, fiind un bej foarte auriu. Și am foarte mult albastru, burgundiu ăsta care este foarte frumos, dar este și de fard. Toate produsele astea le folosesc așa cum vreau eu, adică eyeliner, fard, ruj, schimbarea texturii, schimbarea nuanțelor fondurilor de ten. Vă recomand pigmenții Elemental dacă nu i-ați cumpărat până acum, sunt decât 4 lei, 3 lei și ceva, aproape 4 lei. Vă recomand să faceți chestia asta pentru că îi puteți băga într-o grămadă de produse și puteți mixa și puteți folosi într-o grămadă de feluri. Probabil o să fac un machiaj curând, cu pigmenții, curând înseamnă în 2018, desigur, cu pigmenții de la Elemental, să vedeți cât de frumos și cât de pigmentați sunt, cât de puțin ai nevoie pe pensulă, să vedeți cât de frumos sunt și cât de frumos se așează și cât de rezistenți sunt. Îmi plac foarte, foarte mult.
Trecem la categoria de buze și vă las că probabil am ținut deja prea mult și sper să nu vă plictisit. Următorul este rujul verde, vestit rujul verde pe care noi l-am folosit cândva sau mai degrabă pe care mamele noastre l-au folosit cândva, însă este sub o altă formulă. Se numește lip tint, adică rujul acela verde, lichid, cumva dacă vrei. Este lichid. Așa cum era ăla, cu diferite tente. Uite, ăsta, de exemplu, al meu, la prima impresie, prima asta este roz, portocaliu. Bine, voi vedeți portocaliu pe cameră. Însă aici este un roșu foarte deschis. Da, probabil dă spre portocaliu. Cu cât se usucă, cu atât rămâne pe buze și se face roșu. Deci este pur și simplu rujul roșu sub o formă lichidă. Îmi place foarte mult. De ce l-am ales? Pentru că mi-a plăcut foarte mult rujul verde. Are aceeași textură, se comportă la fel, pigmentează, pătează cumva buzele. Nu simți pe buze, nu simți nimic pe buze decât îl vezi, după cum vedeți, începe să se închidă. Și se comportă la fel ca rujul verde. Știți pe ce vorba cu rujul verde? Numai că este sub o textură, că este sub o textură cremoasă și lichidă, ceea ce mie îmi place foarte tare. Mai am două farduri care le bag în categoria asta pentru că mie îmi plac foarte mult. Sunt fardurile de la Essence, fardurile lichide Metal Shock Eyeshadow, care mie mi-au plăcut și cu siguranță le voi folosi foarte, foarte mult timp. Sunt foarte pigmentate, arată foarte bine, sunt waterproof, rezistă acolo unde le pui. Ale mele sunt nuanța 01 și 02, 01 și 02. Solar Explosion și Star and Stories. Wow! Star and Stories. Asta este un roz foarte drăguț. Apropo de stars. Îmi plac foarte mult. Dacă nu le-ați cumpărat deja, cumpărați-le. Următoarele produse vă arăt decât unul pentru că celălalt este în altă nuanță. Preferatul din 2017 este tot din Jumbo Victoria Silk Touch în nuanța nude cumva. V-am spus eu despre produsele din... Doamne! Asta miroase a capucină, nu știu, miroase a înghețată, miroase a ceva. Asta este un nude absolut superb, un nude roz, e absolut superb, care arată impecabil. Deci, din punctul meu de vedere, arată impecabil. Nu se întinde, nu crapă, nu curge, nu se rupe în bucățele, nu se ia urât de pe buze, de pe buzele mele, de exemplu, nu se iau deloc, însă nu spun că nu se va lua pe buzele voastre, depinde de foarte mult, v-am spus eu, ce fel de buze aveți. Este rujul pe care... îl am în geantă și este al doilea cumpărat, încercam să-l găsesc pe celălalt, însă este băgat în, nu știu pe unde este băgat, este al doilea pe care l-am cumpărat ca și iluminatorul. Deci asta este întreg, mai am foarte puțin din celălalt, pentru că nuanța asta nu este nuanța de pe buzele mele, dar asta seamănă foarte tare. O poți mixa, deschid nuanța rujilor cu el, fac ombre cu această nuanță, pun pe toată buza când vreau, pentru că el se mai închide un pic și arată într-un mare fel. Deci este atât de frumos. 7 lei și veți găsi o calitate, un miros și o textură ce vă va lăsa cu siguranță uimite. Eu mai am în alte nuanțe, însă am ales să vi-l arăt decât pe ăla, ca să mai scurtăm un pic și să nu vă plictisesc. Primul meu gloss și ultimul probabil este cel de la Essence, Shine 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 New Wet Look, este glossul acesta care mie îmi place foarte mult, este primul meu gloss, așa cum am spus, pentru că mie nu-mi plac glossurile, totuși să pun un pic pe buze, mie nu-mi plac glossurile de nicio culoare, nu-mi place ca buzele să mi se lipească, dar ăsta, asta arată foarte bine, este într-adevăr în shine. Este ușor, destul de ușor, are un gust foarte dulce și îmi place. Primul gloss, probabil va fi și ultimul, dar am zis să-mi iau și un gloss, să văd cum arată acest gloss. Și mai am două pe care le veți vedea, produsele favorite, sunt acestea de la Romantic Beauty Melted Matte, pe care le-ați văzut, le găsiți în cutiuța cu descriere. Dacă vreți să le vedeți mai multe despre ele, sunt două nuanțe nude și un maro mai închis, care mie mi-a plăcut foarte tare și desigur că nu puteam să nu bag în preferate rujul ăsta care sunt cele metalice pe care vi le-am arătat și le vedeți în descriere în linkul cu produsele ieftine și veți vedea și swatch-uri la ele, care sunt absolut pigmentate și frumoase. Hai să vă mai fac un swatch la ăsta, pentru că nu pot să mă abțin și trebuie să vă fac un swatch la ăsta. Să vedeți frumusețe
de ruj. Este absolut superb auriu ăsta. Trebuie să vă fac soala ăsta. Deci, da, asta este un auriu superb și la fel de pigmentate sunt și celelalte. Da. Bun. Astea sunt o parte din produsele pe care eu am ales să vi le arăt. Produsele care pe mine, într-adevăr, m-au șocat, care mi-au lăsat un gust foarte drăguț și, cu siguranță, pe care le voi recumpăra de fiecare dată când le voi revedea. Tutorialul meu se încheie aici. Sper că ați rămas cu mine până în momentul acesta și vă mulțumesc dacă ați făcut-o. Astea au fost produsele ieftine pe care eu vi le recomand, produsele care m-au impresionat și produsele pe care cu siguranță te vor impresiona și pe tine dacă le cumperi. Dar știți că aleg să vă arăt aici produse ieftine, ceea ce nu le vedeți în altă parte, cu siguranță, pentru că oamenii se axează pe branduri. În orice caz, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta, ne vedem data viitoare, nu știu cu ce, astea sunt favoritele anului 2017, cu siguranță dacă îmi voi mai cumpăra altele, vi le voi arăta în 2018, pentru că chiar astăzi mă duc la cumpărături, însă nu cred că voi cumpăra ceva de genul favorit, atât îmi plac atât de mult, însă cine știe, mă poate surprinde orice. Vă mulțumesc încă o dată că ați rămas cu mine, ne vedem data viitoare, nu știu dacă data viitoare va fi în 2018 sau voi mai apuca să filmez un tutorial. Plănuiesc să filmez un tutorial pentru un machiaj de Revelion. Așa că, dacă mai am timp, cu siguranță voi filma machiajul pentru Revelion, să vă dau și o versiune pentru Revelion, să vedeți cam cum m-aș machia eu de Revelion. Vă pup, să aveți o zi frumoasă în continuare, pa, pa!